Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei mele. Zi numai cu cuvântul. Iată esențialul Evangheliei de astăzi, în care un sutaș de neam roman, sau după părerea altora, poate chiar de neam iudeu, câștigă încrederea lui Dumnezeu prin faptul că nu încearcă să-și atragă sieși directa prietenie cu Dumnezeu, ci vrea doar prin mila și cuvântul lui să fie înțeles că el crede în harul Sfântului lui Iisus Hristos și are certitudinea că acestea sunt adevărate. Evanghelia de astăzi nu face altceva decât să relateze, în primul rând, puterea rugăciunii de la distanță, puterea rugăciunii curate, puterea rugăciunii aproape lui unul pentru celălalt, deci unul pentru celălalt, și dacă am vrea să scoatem în evidență și să încercăm să desenăm, cum s-ar spune ușor, în conturul Evangheliei, am putea arăta rugăciunea bisericii pentru credincioși când ei sunt sau nu de față. Deci zi numai cu cuvântul și se va împlini. Deci, cum ați văzut, în momentul când Iisus Hristos intra în Capernaum, spune Evanghelistul Matei, s-a apropiat de el un sutaș. De ce intra în Capernaum? Era felul Mântuitorului de a se plimba dintr-o cetate în alta, făcând misiune pentru împlinirea Evangheliei lui Dumnezeu și venirea la credința creștină sau la noua credință din apă și din Duh printr-un botez dumnezeesc și eliminarea celorlalte ale legii vechi, adică prin desăvârșirea lor, prin ridicarea lor la o normă mai înaltă și dogmatică, și în același timp pentru pur faptul că însuși Mântuitorul Iisus Hristos voia să-i vadă pe toți în Împărăția Cerurilor. Ați văzut foarte des, folosește, a voastră este Împărăția Cerurilor, Împărăția Cerurilor se ia cu rugăciunea sau cu postul sau cu râvna sau pentru cei ce se silesc și multe alte feluri de îndemnuri pe care Mântuitorul nu pregeta să le prezinte de fiecare dată când, în momentul când era îmbulzit de noroade, deci semn că era multă adunare în jurul lui, nu 5.000 sau 3.000 sau 1.000, ci mulțime de noroade îl îmbulzeau. Iată, de data aceasta, tocmai cobora de la predica de pe munte. N-a îndrăznit nici unul din cei 10 leproși, deci cei 10 leproși nu s-au apropiat de el, ci l-au așteptat să se coboare, și sutașul, la fel, nu s-a apropiat de el pe munte, ci l-a lăsat să-și termine învățătura din respect față de învățătorul și apoi să-i ceară ceea ce el poftea. Evanghelistul Luca, la fel, unul din cei 4 evangheliști, relatează și el în capitolul 5, deci în capitolul 5 relatează același lucru, că însuși sutașul nu ar fi fost de față, ci mai mari sinagogii ar fi mărturisit Mântuitorului Hristos că un om de neam ales, adică fiind cu dregătoria mare, deci gândind pământește, ei s-au exprimat ca și cum zice, este vrednic să-i faci lui aceasta, pentru că a zidit sinagoga noastră și iubește neamul nostru. Și are, zice, o slugă care pătimește, acestea fiind tot cuvintele sutașului care i-ar fi rugat pe acești mai mari ai sinagogii să intervină la Mântuitorul Iisus Hristos pentru slugă. Primul lucru care este și rămâne minunat, deci din această parte de Evanghelie, este faptul că foarte rar, deci foarte rar, unul din mai marii noștri, să spunem, fie patron sau șef de magazin, de fabrică sau de orice ar fi, se interesează pentru sluga lui cum s-a interesat acești sutași. Deci iată ce este în evidență. În primul rând, respectul celui mare față de cel mic din subordinea lui. Și eu am ostaș, și eu am sub mine, zice, slugi, cărora, zice, le poruncesc să vină sau să se ducă, să facă sau să nu facă, și ele mă ascultă. Dar iată, am și slugi pe care le respect, deci am și slugi la care țin. Am slugi cărora le-am acordat drepturile personale de demnitate, deci nu drepturile omului, drepturile de demnitate. Își respectă sluga după porunca Evangheliei ca pe sine însuși. Ce vrei tu să-ți facă ție Dumnezeu, fă tu aproapelui, sau ceea ce vrei să-ți facă Dumnezeu ție, fă tu oamenilor. Cam aici se împlinește partea Evangheliei de astăzi, în care sutașul vine cu o smerenie deosebită la Mântuitorul și se prezintă ca un om păcătos și îi spune zi, pentru că sluga mea pătimește, zi cu cuvântul. Deci o insistență deosebită. Și spune mai departe, din nou,
sutașul, zice, și se chinuiește cumplit. Vă dați seama ce înseamnă să spunem o pareză la pat, dar poate că era mai mult decât o pareză, ținând cont că cel paralitic era adus pe un pat și băgat prin acoperișul casei în fața Mântuitorului Hristos. Deci faptul că cel care a putut fi transportabil suferea mai puțin, el a fost adus în fața Mântuitorului fără a-i obosi. Mântuitorului obosi, Dumnezeu nu obosește. Deci cei care au socotit, zice, să nu-L mai obosim pe Mântuitorul să vină până la noi. Hai să aducem bolnavul la El. Ei, de data aceasta se vede că acest sutaș avea sluga netransportabilă. Deci era o boală din care suferea cumplit. Fie că era o boală care provoca dureri, sau fie că era o boală în care el zăcea, sau din el curgea, sau era chinuit de rana bolii și el nu putea să se miște deloc, ci văitându-se sau văicărindu-se, stătea în patul său și, cum arată evanghelistul Luca, sta gata să moară. Deci n-avea rost să-l mai transporte. Dar nu deznădăjduise. Și a zis Iisus, venind îl voi vindeca. Depinde acum. Mântuitorul vine pe trei căi. Vine prin credință, vine prin auz și vine prin vedere. Prin credință vine în inima omului, cum a venit și la sutaș. Și a spus, n-am văzut atâta credință nici în străin. Deci este omul complet fortificat duhovnicește, care n-are nevoie de minuni, n-are nevoie de vise, n-are nevoie de semne, n-are nevoie de arătări, n-are nevoie de descoperiri. Este ferm că Dumnezeu îl ajută ori de câte ori se roagă și în fața lui stăruiește. Deci asta este prima venire a Mântuitorului. Venind îl voi vindeca. Este credința prin auz. Ce spune Hananianca în clipa când este obstrucționată de Mântuitorul și îi spune, stai femeie, eu am venit către oile pierdute ale casei lui Israel, eu nu am nimic cu păgâni. La auzul acestor cuvinte, inima ei n-a slăbit, dar râvna s-a întărit. Fii voi cățea, cum spui tu, că mănâncă câini din fărâmături, dar să nu uiți, îi spune Hananianca, că câinii mănâncă de la stăpânilor ce cade de pe masă. Așa că și tu ești dator să mă miluiești dacă ai iubire și dragoste de oameni. O femeie mare, credința ta! Deci ai văzut? Iar prin văz, deci credința vine prin văz pentru cei mai puțin credincioși. Și Sfântul Ioan Gură de Aur arată, minunile ale necredincioșilor sunt. Cei credincioși înțeleg că Dumnezeu este Cel care face minuni. Zice, toate le faci câte le voiești. Sau toate câte au voit, le-au făcut în cer și pe pământ. Unul din prochimenurile cu stihul din Psaltire. Dar când s-au convins aceștia că, într-adevăr, Hristos este Dumnezeu și este puternic? Vine Marta și îi spune, dacă ai fi fost de față, fratele nostru n-ar... Maria vine și îi spune, dacă ai fi fost de față, fratele nostru n-ar fi murit. Deci iată, ceea ce vine din inimă, credința Mariei. Dar vine Marta și spune, Doamne, dar-i mor de 4 zile, miroase. Și atunci Mântuitorul se adresează pe un ton prob. Nu-i spune necredincioasul, nu-i spune păcătoasul sau slab credincioasul, ci îi spune, Marto, uite ce este, de vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Deci iată, era nevoie de vedere. Nu numai pentru ea, nu era ea de față prin care Mântuitorul se adresa mulțimilor. Ea era doar un pretext prin care Mântuitorul se adresa celor care îl pândeau să-l prindă și să-l ucide. Și în clipa aceea ferește piatra de la gura mormântului și strigă, Lazare, vino afară! El care cu câteva minute înainte plângea și dădea lacrimi de întristare pentru moartea lui Lazar și iudeii spuneau ce mult l-a iubit, îi pare rău de moartea lui. Și iată că stăpânul vieții, după 2 lacrimi de părere că este slabă credința lor și într-adevăr e nevoie de prezența lor și de o minune în plen, se întristează că știe că acea minune nu va avea fundament. Știți de ce? Mulți și după ce au văzut, nu au crezut. De aceea Mântuitorul Hristos îl avertizează pe Toma și îi spune, Tomo,
Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Deci ne întoarcem și venindu-l voi vindeca. Venind pe calea inimii, că este cea mai ușoară, este calea cea mai scontată și mai sigură. Prin auz putem prinde și învățături bolnave. Prin vedere putem prinde și minuni false. Dar când inima simte curat și omul simte curat, nu greșește niciodată. Deci iată pentru prima oară întâmplare, deci în Evanghelie, în care sutașul îi spune, nu-i nevoie să vii la mine, de-ai să zici cu cuvântul, eu am și crezut. În ureche a intrat, în inimă s-a transmis și minunea vindecării s-a și săvârșit. Deci iată ce putere de convingere! Și mergem mai departe. Dar sutașul răspunzând i-a zis, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. Aici poate fi luat și literar, într-adevăr, deci în casa lui, de acolo din Capernaum, poate că nu îndrăznea să intre, să nu-l smintească în fața iudeilor, care de multe ori comentau că Mântuitorul mânca la masă cu vameșii și păcătoșii, cu desfrânatele, și a spus, de ce mănâncă învățătorul vostru cu cei păcătoși? Și atunci Mântuitorul le răspunde, da? Tâlharii, desfrânații, vameșii vor răpi împărăția lui Dumnezeu. Pentru că cei de pe urmă vor fi cei din tâi, iar cei din tâi vor fi la urmă. Sau poate nu vor fi deloc. Din ce cauză? Cei păcătoși au nevoie de doctor. Cei bolnavi, nu cei sănătoși, spune Mântuitorul la un moment dat. Și atunci este clar că prezența lui în casa sutașului ar fi stârnit, poate, subiect de discuție. Și atunci ce a zis sutașul? Voi încerca să atenuez această problemă, să nu dau subiect de discuție, am să-i spun Mântuitorului că nu sunt vrednic, sau la urma urmei ca sutaș și stăpân fiind întotdeauna, indiferent cât de corect ai fi, poate ai vreunul care te contestă. Unul te vede rău, unul te vede nebun, unul te vede bun, unul te vede zăpăcit, unul te vede tâmpit, fiecare gândește în felul lui de a vedea. Și atunci sigur că sutașul s-ar fi gândit la un moment dat, ce-ar fi eu chemându-L pe Iisus la casa mea, cei din jur să murmure și să spună, și de ce spun lucrul ăsta, am mărturie concretă când mă refer. Aduceți-vă aminte din postul mare, când Zaheu vameșul s-a dat jos din dud și a intrat în casa lui Mântuitorul și cei care stăteau murmurau. De ce murmurau? Că a intrat să găzduiască la om păcătos. Dar Zaheu, cunoscând rușinea ce o avea față de Mântuitorul, prin păcatele lui, s-a și exprimat. Dacă am greșit, întorc împătrit, iar jumatea averii mele o dau săracilor. Ei, acest sutaș care avea oaste în primire, nu știu dacă avea ce să dea. Dar poate cum e în armată, o fi făcut culcat cu ostașii, i-o fi pedepsit când erau leneși, i-o fi prins nefiind corect, cum spunea Ioan Botezătorul, să vă supuneți mai marilor voștri, să vă mulțumiți cu leafa și să fiți drepți și cinstiți. Și se pare că sigur erau pe această paralelă discuții privind severitatea sutașului sau privind bunătatea lui sau poate chiar păcatele lui personale. De aceea el singur și-a permis să-și exprime această dorință. Nu sunt vrednic. De ce spune că nu sunt vrednic? Poate o face tocmai și din smerenie. Iată ce spune la evanghelistul Luca cei bătrâni ai sinagogii despre el. Iubește neamul nostru și este vrednic să-i faci lui aceasta. Deci iată, l-au înălțat omenește. L-au înălțat în ochii oamenilor după criteriile pământești. Fi fost bogat, o fi fost om mare, o fi fost milostiv, nimeni nu știe, pentru că nu se dau prea mari detalii. Dar le arată că iubește neamul nostru. Cum pe vremea aceea în Ierusalim era stăpânire romană, este firesc că probabil acest sutaș, un om temperat, un om moderat de felul lui, i-or fi lăsat cu obiceiurile și, cum să spunem noi, toate tradițiile locului în pace. Nu i-o fi întrebat de jertfe, nu i-o fi oprit să se roage în templu, nu i-o fi chinuit, nu i-o fi pizmuit și ce a zis? Este un om de vază, deci este un om din neamul nostru, deci este un om de al nostru care merită ca să-l ajut, dar au și exagerat. Vrednic este să-i faci lui aceasta. Parcă ei ar fi știut înăuntru lui ceea ce este. Poate și de asta sutașul s-a apărat, știindu-se puțin păcătos, sau mă duc și cu mintea în altă parte.
Dacă Tu ești Dumnezeu, oare Tu nu cunoști slăbiciunile mele? Este nevoie să mă laud de ei în deșert? Și atunci, în felul acesta, și-a justificat pornirea de lauda acestor farisei și cărturarea templului, care la vremea aceea se pare că strâmbau legea lăudând pe cine vroiau și defăimând pe cine le convenea la fel. Și știți istoria Susanei. Nu curvești? Spunem că te-am văzut cu altul. Deci ați văzut ce dreaptă era legea acestor cărturari. El nu s-a încrezut lor. Ci i-a spus, Doamne, nu-s vrednic. Scurt. Și oricare din noi putem spune la fel. Nu sunt vrednic. Fiindcă totuși cineva a spus odată. Zice, părinte, zice, de ce spune, zice la rugăciune, fă-mă vrednic sfintelor tale taine, că doar noi suntem nevrednici. Nimeni nu-i vrednic afară de Dumnezeu și de sfinții îngeri care sunt curați, dar ne învrednicim în clipa când le înghițim. Adică păcatele se șterg ca iarba, se pierd ca fânul uscat în văpaie sau ca iarba în cuptor și omul rămâne curat ca și îngerul și sufletul lui alb ca și zăpada. De aceea spune că jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită. Deci tainele celor se dau celor smeriți, care se opresc de la păcatele lor. Și mai departe, aici rămâne lucru minunat din care trebuie trasă învățătura, auzind Iisus, deci de aceasta, că nu-i vrednic să intre, poate că a stat în cumpănă, spun eu, s-o fi gândit. Și sutașul, pentru a nu primi vreo replică, poate să spunem, din partea Mântuitorului, tot el vine și continuă cu un lucru foarte, 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 foarte frumos. Și spune așa, și eu sunt om sub stăpânirea altora. Prima parte. Am sub mine ostaș. A doua parte, și o să le luăm pe rând. Și spun, du-te și se duce. Vino și vine. Și slugii mele, fă acestea și le face. Ei, aici lucru se complică. De ce se complică? Se pare că deși vorbea pământește despre ostașii sau grupa sau plutonul sau compania sau legiunea ce avea în subordine, el îi caracterizează Mântuitorului la cea mai înaltă putere duhovnicească felul în care Dumnezeu conduce lumea. Și iată ce îi spune. Și eu sunt om sub stăpânirea altora. Și pe mine mă conduce Dumnezeu. La rândul meu am un împărat pământesc, cezarul sau guvernatorul. Dar și ei la rândul lor sunt sub stăpânirea altora. Deci ne supunem unii altora. Și arată în primul rând și reiese în evidență ascultarea. Deci ați văzut ce scoate în evidență? Ascultarea. În mănăstire este de stareț, în lume este de preot, în familie este de bărbat. Sau în societatea unde lucrezi, de șeful care te subordonează la serviciu. Deci iată ce scoate în evidență. Ascultarea. Și eu sunt om sub stăpânirea altora. Acum arată. Trecem la partea a doua. Dar și eu am sub mine ostaș. Deci pentru vrednicia cu care mă supun, deci cu vrednicia cu care mă supun, sunt și eu rânduit la rândul meu într-o funcție de răspundere. Unui maestru, unui inginer, unui asistent, unui director, unui ministru, unui bucătar șef, unui șef de grupă, unui șef de comună și cu tare și cu tare. Dar ce se întâmplă? Aceste vrednicii i s-au dat și lui la rândul lui, că a fost și el sub ascultarea altuia și s-a supus sau a fost vrednic de ea. Dar rămâne acum partea interesantă. Și le spun, vino și vine, du-te și se duce. Iată ce vrea să scoată sutașul în evidență. Așa cum eu comand ostașii mei, mergeți, aduceți, faceți, veniți, duceți-vă. Stăpâne, Doamne, nu ești Tu în măsură să-i spui morții, vino la sluga mea sau du-te de la sluga mea? Deci, iată ce i-a scos în evidență Mântuitorului. Nu-i nevoie să te deplasezi. Tu, stăpânul a tot ce mișcă, necuprins în toate, mărit și minunat, cum spune psalmii lui David, cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui vestește tăria. Iată ce frumos arată. Spune morții să se ducă și ea se duce. Sau zi să vină și va veni. Dar în Evanghelia de la Luca,
O altă parte, deci la fel același evanghelist, fiecare în vederea lui spirituală, descrie altfel. Spune la un moment dat că apare unul din slugi și spune: nu mai chinui, zice, nu mai chinui, zice, pe stăpânul să vină, zice, că fiica a murit, mă referindu-mă la Iair, fac această comparație. Deci, iată, poruncise deja Dumnezeu morții să vină și venise. Deși el era în aceeași clipă față în față cu Iair, care aștepta tămăduirea fiicei și știa că e pe moarte. De ce a poruncit oare Mântuitorul în acea clipă morții să se ducă la ea, știind că deja ăsta se roagă în fața lui de iertare și îi spune: voi veni și o voi vindeca sau o voi tămădui? Și moartea a venit, după cum s-a și înștiințat. Dar ce se întâmplă? I-a zis morții să vină tocmai pentru ca să facă din nou o minune pentru necredincioși care să fie la vedere. Deci la vedere. Niciunul n-a crezut. Și spune într-adevăr că fluierătorii și bocitorii, când stăteau în casă și a văzut pe Mântuitorul că discută cu Petru, cu Iacov și cu Iair, deci cu tatăl fiicei, au început să râdă. Deci au început să râdă. Și astăzi mulți proști râd de credința ortodoxă. De ce? Că habar n-au despre ce-i vorba în ea. Mulți se declară atei. Mulți se declară împotriva bisericii. Dar dau un argument. Au lenea și trândăvia din ei însăși. Nu cred pentru faptul că nu l-au văzut pe Dumnezeu sau nu cred pentru faptul că nu le-au ajutat Dumnezeu, ci nu cred pentru faptul că în primul rând le-a fost lene să-L caute pe Dumnezeu, au fost pomozi în a-L căuta pe Dumnezeu, au fost prea lejeri față de viața lor și față de iubirea de sine a trupului lor propriu, prin care au zis: da ce, m-am stricat de cap să mă apuc de pe acum să-mi pun broboada sau să postez sau să mă duc la biserică, dar ce, am intrat în rândul babilor, n-am altceva de făcut? A intrat! Am avut ocazia, și nu uneori și de multe ori, să văd câte unul cu rang mare, cu o năpastă foarte mare. Păi zic: dar cum de-ați venit la biserică? Păi zice: a rămas ultima șansă, zice, e ultima încercare, zice, mai încerc la biserică. Ei, lucrul ăsta Mântuitorul contestă. Pe Mântuitorul deranjează acest lucru. Și se pare că tocmai aici nu vrea uneori să facă minunile. Ori le face ca ăla să devină credincios, ori ca să-l împetrească și mai rău ca pe faraon, nu i-o împlinește. Cum a spus odată cineva, nu știu între cine și cine era discuția, dar suna cam în felul următor: n-apucase să-și vadă mama moarte. Deci murise între timp ce el era pe drum. Și el, în schimb, se ruga pentru acea mamă să trăiască, ca el să apuce să o vadă. Iar dacă n-a apucat, fiindcă ea murise cu vreo două ore înainte de a ajunge, el a spus: gata, zice, dar nu m-am rugat eu Dumnezeu, de acum nu mai cred niciodată. Dar de ce să nu crezi? Ești tu stăpânul morții? Dacă tu te rugai să trăiască ea și mureai tu în clipa aceea, ce se întâmpla? Cum vă vedeați? Deci, iată ce se întâmplă. Nu-i punem lui Dumnezeu condiții. Noi nu-i punem lui Dumnezeu priorități. Noi nu-i punem lui Dumnezeu părerile noastre în balanță cu puterea noastră sufletească, care este nimicnicie, cum spune psalmii lui David, fum, iarbă, umbră, vis, în raport cu puterea lui dătătoare de viață sau de moarte. De aceea sutașul a fost cel mai concret din toți, iar Iair, la fel, cel mai concret din toți. Doamne, a murit! Mântuitorul foarte prompt: n-a murit! Doarme! Și dacă doarme, îți voi demonstra că doarme. Și luându-o de mână, a spus: scoală-te! Și văzându-i mirația, a spus: dați-i să mănânce, minune după minune. De ce? Și tot n-au crezut. Răstihnește-l, răstihnește-l, pe el să răstihnească, liberați pe Varava, răstihniți pe Hristos. Deci iată, a văzut că minunile nu și-au sensul. Poți să vezi un milion de minuni. Dacă inima ta e rece ca bolovanul, dacă sufletul tău nu primește nimic din Dumnezeu, totul e în zadar. Poți să citești toată teologia ortodoxă, toată biblioteca patristică. Poți să le faci pe toate. Dacă inima ta este rece la cel mai mic mesaj al lui Dumnezeu, și cum arăta odată într-un prolog, că era urmărit un oarecare tâlhar, urmărit de stăpânitorii care voiau să-l prindă.
Și ce minunăție! A dat de o peșteră și era o pânză de păianjen. Și s-a băgat în peștera aia atunci, în momentul ăla, și păianjenul, văzându-se deranjat, neștiind despre ce a fost vorba, imediat a țesut pânza la loc. Că s-a văzut deranjat. Iar imediat, în scurtă vreme, apărând urmăritorii, s-a uitat asupra gurii peșterii. Și dacă a intrat aici? Nu fi prost, mă, tu nu vezi că e pânză de păianjen? Trebuia să fie ruptă dacă era aici. Hai mai departe. Iată cum poruncește Dumnezeu morții să vină sau să plece. De ce? Din cele mărunte și de nimic se proslăvește Dumnezeu. Noi nu știm să prețuim o zi cu ploaie sau o zi cu soare, sau o zi de vreme bună sau o zi de sănătate. Noi, poate să ne dea Dumnezeu tot binele și când ne-a dat un rău, cârtim, poate să ne dea tot răul și când începe să ne ridice din el și deja dăm de bine, iarăși ne plângem că e rău. De ce spun lucrul ăsta? Moartea lucrează pe principii diferite. De ce diferite? Diferite de gândirea omenească. Unde aduni tu, risipește ea. Unde n-aduni tu, adună ea. Și cum se întâmplă lucrul ăsta? Tu ești sărac și n-ai ce-ți trebuie. Și degeaba îți cer moartea că nu ți-o dă. Te lasă Dumnezeu să te chinuiești. Și cel bogat, cu toată puterea financiară, cu toată puterea administrativă în mână, moare de o boală care n-are nicio cea mai mică valoare. Deci o boală care ar putea fi tratată cât de ușor. De ce? Să arate că, de fapt, stăpânul vieții și al morții nu este materia, ci Dumnezeu. Nu este bogăția, ci Dumnezeu. Nu este banul, ci Dumnezeu. Nu-i puterea omenească, ci Dumnezeu. Și iarăși așa o întâmplare de mirare, spune că plimbându-se moartea, avea poruncă să ia pe un mare boier. Și plimbându-se moartea pe aleile lui de trandafir, se minuna mereu, zice, cum am să le iau eu astăzi pe el din târg când el e în pat? Ce-o fi vrut Dumnezeu să facă? Probabil a greșit mesajul. Și s-a dus din nou la Dumnezeu și a zis, Doamne, Tu mi-ai zis că peste câteva clipe trebuie să le iau din târg. Și el este încă în pat, să plimbă, zice, pe aleile de trandafir, zice, de-abia s-a sculat. Du-te și fă-ți misiunea. În acea clipă, arătându-se prin grădină celui pe care trebuia să le ia, el s-a înfricoșat. Și ce a făcut? S-a suit călare pe cal și a fugit în târg să meargă spre biserică. Iar în clipa când se ajungă la biserică, i-a ieșit în față. Aici am semnalul să te iau. Deci, înainte de a ajunge în biserică, nu acolo. Deci, în ce te voi găsi, între aceea te voi judeca. Probabil că alerga ca să se roage, dar porunca era să fie luat, să nu se mai roage. Adică să-l prindă nepregătit. Pentru că nepregătit a stat o viață. Și atunci sigur că Dumnezeu avea măsura lui. Ei, la fel și cu acest sutaș de astăzi. Tu zi că eu știu dacă este de folos, că îmi vei ajuta și îmi vei îndeplini. Și aici vine și de fapt finalul. Auzind Iisus acestea, s-a minunat și a zis celor ce erau cu dânsul. Adevărat vă spun vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință. De ce spune că n-a găsit în Israel atâta credință? Uitați-vă în tot Vechiul Testament și în toată istoria poporului jidovesc. Și o să vedeți, nenorociții ăștia, câte bunătăți, câte minuni, câte binefacere au avut de la Dumnezeu și câte răzvrătiri au făcut împotriva Lui. I-a scos din robia Egiptului, n-au fost mulțumiți. I-a băgat în țara Canaanului, n-au fost mulțumiți. Le-a omorât popoarele care îi chinuiau, n-au fost mulțumiți. Au scos din speța lor și au păstrat neamul Maicii Domnului, speța lui Iisus Hristos prin Fecioara Maria. Nu l-au crezut și astăzi îl contestă și astăzi nu-l suportă. Și mereu spun la zidul plângerii, zic cei care merg în vizită la Ierusalim și aud bătându-se acolo la zidul plângerii cu capul de pereți, să nu ne judece pe noi Fiul Mariei, ci Mesia să ne judece. Deci iată îndărătnicia lor, iată încăpățânarea lor. Au avut bani, vor să stăpânească lumea. Sunt bogați, vor să sugrume lumea. Au tot ce le trebuie, vor să războiască popoare. Niște lepre ale pământului, niște nenorociți pe care și Mântuitorul îi contestă. Nici în Israel nu este atâta credință. Pururi am stat cu ei, le-am mirosit jertfa de taur, de țap și de berbec și nu m-au cunoscut. Și atunci s-a exprimat și a spus, cunoscuta este a sinu este a stăpânului său, dar Israel nu m-a cunoscut pe mine.
Și atunci s-a supărat Dumnezeu și, cum spune psaltirea lui David, între neamuri a risipit pe ei. Și i-a împrăștiat pe tot pământul, ca și cum ar bate vântul petalele de flori din pom când sunt înfloriți. Dar le-a lăsat o mică făgăduință. Zidind Domnul Sionul, risipirile lui Israel va aduna. Și ca să rămână în final adevărată și să nu-i incite la ceartă pe cei de lângă el, le-a spus. Să vedeți ce frumos le-a spus. Și vă zic vouă că mulți de la răsărit, mulți de la răsărit, deci puterea bisericii creștine, răsăritul cel de sus, Doamne, slavă ție, deci Ierusalimul, care este mama bisericilor, este scaunul lui Dumnezeu. Și de la apus, deci face paranteză și spune, și de la apus, deci și din catolicism și din celelalte culte neoprotestante, se vor mântui, minunile și felul Dumnezeu le știe, se vor boteza, poate vor trece la ortodoxie, poate vor primi semn și se vor întoarce singuri și îl vor cunoaște pe adevăratul Dumnezeu, vor sta și vor mânca la masă cu Avram. Deci iată ce făgăduință dă. Ceea ce eu vă învăț, ceea ce eu vă spun, ceea ce eu vă relatez, nu eu, Mântuitorul se referă, punându-se în persoana Lui, este că vreau să vă arăt că din aceste pietre, seți și oameni lipsiți de sens, cum erau iudeii și păgânii din acea vreme care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, El poate să facă pe fiul lui Avram și trebuie să ridice un nou popor și o nouă biserică. Și într-adevăr le-a spus că vor mânca la masă cu Avram. De aceea și în rai este o latură a dreptilor care se cheamă sânul lui Avram. Deci se arată că patriarhul Avram a fost mântuit pentru bunătatea lui, pentru credința lui, pentru milostivirea lui, pentru supunerea lui, deci ascultarea de care am vorbit prima dată în fața lui Dumnezeu și prin care el și-a luat dreptul de a sta cu Dumnezeu. Iar în sânul bunătății lui, referindu-se, nu-i ține Avram în poală pe toți, că Avram nu era un munte, era un om. Deci se referă că acolo unde vor fi cei milostivi, cei curați, cei blânzi, cei necăjiți sau osteniți, se vor odihni cu Avram. După cum și Lazar stătea cu Avram în rai și bogatul stătea și se perpelea la grătar. Și spune așa, mai departe, și cu Isaac, deci arată speța neamului dumnezeesc prin Fecioara Maria din Iudei, și cu Iacov în împărăția cerurilor. Steaua răsări din Iacov și sceptru din Iuda, venirea Mântuitorului. Iar fiii împărăției, referindu-se exact acum la ceea ce am spus adineaori, iar fiii împărăției de jidanii care l-au văzut pe Dumnezeu și l-au cunoscut și au fost aleși și numit popor ales și ei consideră și astăzi că ar fi popor ales, azi e ales Sarsailă să spurce lumea cu ei, ce fac? Vor fi aruncați în întunericul mai din afară. Deci iată, vor fi aruncați în întunericul mai din afară. Și astăzi îmi păstrez paranteza care voiam să vă spun de mult și la care trebuie să mă refer. De ce am folosit momentul chiar acum? Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întuneric cu cel mai din afară. Să vorbește, ați văzut, și de sfârșitul lumii. Să vorbește și de francmasonerie, să vorbește și de masonerie, să vorbește și de toate infiltrațiile la nivel de fel de fel de mase și intelectuală și ministerială și conducătoare și mondială, de aceste infiltrații prin care ei încearcă să supună lumea. Totul este apă de ploaie. Așa cum au spus despre sutaș că vrednic este și el a venit și a spus, nu Doamne, nu-ți vrednic. Așa vine Dumnezeu și arată în Psalmul 32, insuflat de Duhul Sfânt David și spune, Domnul sfarmă gândul popoarelor și al noroadelor și sfatul boierilor, iar sfatul Domnului rămâne în veac, deci ceea ce Dumnezeu are de făcut face, nu se împiedică de buletinele de la Bruxelles sau de moneda europeană sau de afacerea jidovească, și pomenirea lui din neam în neam. Pomenirea lui din neam în neam. Și mă întorc chiar și în saltire și vă spun.
Și au intrat în jertfelnicul celui al Sfânt cu topoare și cu săcuri ca într-o drumbravă și au spart totul și au zis să stingem praznicile lui Dumnezeu de pe pământ. Să stingem praznicile lui Dumnezeu de pe pământ. Să vedem cine ne este nouă Domn. Ei, tot ceea ce se încearcă astăzi, povești de ecumenism, povești de cutare și cutare și cutare, metode de infiltrare, de distrugere a credinței, ați văzut, expansiune sectară, expansiune păgână, expansiune pornografică, expansiune bețivănească. Găsești o Românie ortodoxă cu zeci și sute de mănăstiri și cu zeci și sute de sfinți, plină de zeci și sute de bufete. Zeci și sute de prostii și tarabe cu tot felul de golănice spurcă și tulbură mintea omului. Totul nu este altceva decât o lucrare jidovească. Românul-i prost, dă banul și bea. Jidanul-i prost, profită și te calcă în picioare. Deci iată unde să ajunge. Deși lumea nu se trezește, deși lumea nu vede, nu vrea să audă și nu vrea să înțeleagă, biserica, prin slujbele ei, prin acea ierarhie pusă de Dumnezeu, prin puterea de a lega și a dezlega a episcopului, prin puterea de a lega și a dezlega a preotului, prin puterea eclesială a celor șapte taine, prin puterea de sfântă liturghie, adică jertfă euharistică, va păstra această unitate de credință și porțile iadului nu vor birui în veacul veacului. Poate să vină, știți cât, poate să vină fragmazoni și toate națiile pământului și toți nenorociții, câtă frunză și iarbă. Ia uite ce îi spune lui Petru în grădina Ghetismani când îl urmăreau cu bâte să-l prindă și cu trupă de mercenari însoțiți de Iuda. Zice Petre, bagă sabia în teacă. Păi dacă fac un semn, acum mii de legiuni în cerești pierde totul într-o clipă. Ați văzut ce prompte Mântuitorul? Mă împotmolesc eu de sfatul unor nenorociți? Mă împotmolesc eu de un buletin de plastic? Mă împotmolesc eu de o monedă unică sau de o Uniune Europeană sau de o altă prostie? Astea sunt lucruri omenești. Astea le fac oamenii din lipsă de ocupație. Cei care nu prășesc, nu cosesc, nu cresc o vacă, nu cresc un pui, nu cresc o găină, nu educă un copil, n-au un servici, duc politică. Și ducând politică, ei fac politică. Exact ca pe tabla de șah. Data asta încerc cu regina să văd ce pot face, data ailaltă cu tura, cealaltă dată cu calul, cealaltă cu nebunul și încerci fel de fel de ipostase și ipotecări prin care vrei să vezi dacă câștigi. Ei, Dumnezeu se pune de-a curmezișul acestei table de șah pământești, stă așa liniștit în scaunul lui de slavă și face așa, suflă și se împrăște ca praf în fața vântului și ca tina în fața uliților, spune Psaltirea. Și sfatul Domnului rămâne în veac, așa spune Psaltirea, și pomenirea lui din neam în neam. Când Ilie, dreptul Vechiului Testament și marele proroc, credea că toată lumea trebuie distrusă și neiertată, Dumnezeu îi spune, mai am încă 7.000 de aleși care sunt ai mei, pentru aia trebuie să dezlegăm cerul să plouă. Ați văzut? Ei, când nimeni nu crede că mai este o șansă de salvare, deci când și duhovnicească, și morală, și socială, vine Dumnezeu și te salvează. Vine Dumnezeu și te scapă din această încurcătură. Îți dă ploaie să crească, să ai ce mânca, îți dă sănătate să poți lucra, îți dă răbdare să poți răbda, îți dă putere să poți înfrunta și pierde pe dușmanii tăi. Cum îi pierde? La unui pocnește capul, la unui crapă ficatul, la unui înțepenește inima și ei se duc acolo unde s-au pornit și tu rămâi în locul tău liniștit. Deci iată ce este. Nu agitație, nu propagandă, nu lucruri fără sens. Nu vă preocupați atât de mult dacă vom fi mântuiți în grup, ci interesați-vă dacă vom fi mântuiți personal. De ce spun lucrul ăsta? Nu știu dacă cu un buletin de plastic în mână ai să te duci în iad care se topește ca ceara în fața lui Dumnezeu de mânia feții lui când vine focul veșnic. Și nu știu dacă te va băga Dumnezeu în rai cu zeci de avorturi sau cu zeci de păcate de desfrânare, fumat și beție, care le-ai negat pe alea și te ții cu degetul de astea. Fii bun, fii drept, fii curat, fii calm, că Dumnezeu pe celelalte le rezolvă.
Deci întâi trebuie moralitatea din partea noastră și după ce noi am depus moralitatea, Dumnezeu își depune suveranitatea. Deci vine El și stăpânește și face un dom, o credință și un botez. Cine își pune nădejdea în om, spune acolo, mincinos este. La Psaltire, nebun ce își pune nădejdea în om. Tot omul este mincinos. Și dacă știu lucrul ăsta, de ce trebuie să mă tulbur, de ce trebuie să mă consum, de ce trebuie să-mi pierd vremea degeaba? Am avut ocazia și încă am ocazia să cunosc oameni care nu cunosc în secolul 20 rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea Tatăl nostru, l-a spovedit. O știi? Zic, zici de 7 ori pe zi Tatăl nostru. Părinte, nu știu, scrieți-o. Deci nu vă mirați. Deci este un lucru concret. Dar știe să lucreze pe calculator, știe să aibă televizor color, știe 2 facultăți, are știință multă, e bogat, e înțelept, e mare, dar e mic în cele sufletești. Și atunci sigur că Dumnezeu tocmai de acestea se împiedică și se potmolește. De-aia și la sutaș s-a permis în final și i-a spus: mare e credința ta. Și i-a spus, spune de fapt finalul: du-te și fie-ți ție după cum ai crezut. Este foarte important cuvântul. În prima părere pare a fi nimic. E o frază de 2 lei pe care fiecare citind în Vechiul Testament îl închizi și îl pui pe oala de lapte acru. Dar dacă intri în substratul ei, găsești poveste de discuție de 3 ore. Și i-a zis Iisus, mai repet o dată, du-te, îi spune, și fie ție după cum ai crezut. Să-ți fie ție după cum ai crezut. Și mă opresc la să-ți fie ție după cum ai crezut, la ceea cu care ne tachinăm noi în toate zilele vieții noastre. Părinte, mi-a făcut farmece. Ți le-a făcut că n-ai crezut. Părinte, nu mă împac cu soțul. Fie ție după cum ai crezut. N-ai crezut, că dacă credeai, te împăcai. Și bine explic pe toate. Părinte, merge rău. Părinte-s copii așa, părinte-i la servici așa, părinte-i în casă așa, părinte-i cu mine așa, mă doare aia, mă doare aia, mă, nu pot asta, nu pot... Deci o gamă întreagă de nemulțumiri, la care Mântuitorul vine și spune: să-ți fie ție după cum ai crezut. Ai mers odată pe an la biserică, odată pe an te vede și Dumnezeu. Te-ai rugat odată pe an, odată pe an are să te asculte și Dumnezeu. I-ai cerut odată pe an, El o să-ți dea odată la 2 ani. De ce? Pentru că rămâne de minciună Duhul Sfânt. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea. În toată vremea. Pururea lauda Lui în gura mea. Deci dacă e pururea lauda Lui în gura mea, păi cum trebuie să fac? Exact ce spuneam și altădată. Când mănânc, mă rog, de-aia zic Tatăl nostru la masă. Când mă culc, mă rog, de-aia fac rugăciune când mă pun în pat. Când mă duc la servici, mă rog, de-aia fac cruce și zic: Doamne ajută! Căci așa spunea un mare cărturar al bisericii, Nicodim Mândiță, în cele morale, un desăvârșit învățător. Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu. Și atunci toate îți vor merge strună. Dar dacă tu vii și la ora actuală, în secolul 20, și îmi scrii pe pomelnic, noroc la bani, noroc la servici, noroc cu copiilor, ce înseamnă asta? Că tu, de fapt, nu vrei să ți se împlinească aia. E ca la loz în plic. Ei, poate mi-o da Dumnezeu. Noroc dacă oi fi și eu atunci printre aia care vrea să ajute. Nu-i așa, frate? Deci eu nu mă duc pe noroc, ci mă duc la siguranță. Doamne, te-am rugat, tu trebuie să-mi dai. Ți-am cerut, tu trebuie să ai. Ce a făcut acea văduvă ce tot a mers la judecător de zeci de zeci de ori și într-o zi judecătorul și-a ieșit din fire și a spus: făi, domnule, dreptate, că m-am săturat de gura ei. Cine a insistat atâta cu rugăciunea la Dumnezeu? Insistă o mamă când dă cu ispita cu o fată, insistă un tată când ratează cu un copil pe la examen, insistă un om când ratează cu serviciu sau când intră într-o încurcătură. Vine la biserică, se închină, sărută icoane, face de toate. Și după ce a rezolvat și te întâlnești cu el pe stradă: părinte, n-am mai avut timp să trec, sunt foarte ocupat. Să-ți dea Dumnezeu altă grijă și să ne mai vedem cu mine. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că spune așa Isaac Siru și Ioan Scăraru: de nu-L cercetezi pe Dumnezeu în timp de pace, nici El nu are grijă de tine în timp de război, adică de necaz. Deci tu trebuie să fii
Cel care în fiecare seară și în fiecare dimineață să știi că rugăciunea Tatăl nostru sau un psalm din psaltire sau o catismă trebuie să o faci. Pentru că Dumnezeu a lăsat îngăduință unde este femeia credincioasă să-l mântuiască pe bărbatul care e mai puțin credincios. Unde este bărbatul credincios să mântuiască pe femeia mai puțin credincioasă. Unde sunt copiii necredincioși, părinții să-i mântuiască prin educație. Dar dacă copilul își vede tata bând, înjurând, fumând, curvind, el ce să facă? Sigur că cum împlinește 20 de ani, ia cretă, merge la WC-ul, începe să scrie pornografii pe WC-ul și după aia îți dă în cap pe stradă, îți ia poșeta și celelalte ce urmează în continuare. Și atunci, sigur că și Dumnezeu spune, du-te și să-ți fie ție după credința ta. Credința mea e zero. Deci ce o să-mi fie de la Dumnezeu? Zero. Credința mea e sumară. Oare ce ar să mă ajute mie Dumnezeu? Nici că-ți ajute. Credința mea e în farmece. Să aștepți că-ți ajute Dumnezeu. Credința mea e în babe. Să aștepți că-ți ajute Dumnezeu. Credința mea e la deschis cartea. Să aștepți că-ți ajute Dumnezeu. Credința mea e la putare vrăjitor să-mi spună nu știu ce viitor. Să aștepți că-ți ajute Dumnezeu. Și când toate acestea le-ai săvârșit, deci când toate aceste feluri de credință le-ai săvârșit și le-ai pus în practică, Mântuitorul vine și spune acum pentru poporul creștin. S-a terminat cu jidanii. Spune așa. Și mulți din fiii împărăției, deci cei botezați din apă și din duh, înviați în clistelnița bisericii, spovediți, botezați, miluiți și împărtășiți de preot și arhiereu, care este singura putere disciplinară în biserică prin Duhul Sfânt în toate confesiunile. Nu există altfel de hirotonie decât prin punerea mâinilor și nu există altfel de învățător decât prin punerea mâinilor. Ca să știți treaba asta. Iar a spus Mântuitorul, n-ascultați de ei, nici de mine n-ascultați, n-ascultați de mine, nici de ei nu ascultați. Și cine nu vă ascultă pe voi, pe mine nu mă ascultă, spune Mântuitorul. Dacă preotul, arhiereul, nu este în măsură să te învețe ce ai tu de făcut și îl consideri nul în fața ta, ce să-mi spune mie popa, ce să-mi spune mie episcopul sau nu știu care, lasă că m-am lămurit eu. Ei, deja când te-ai lămurit, dracu te-a luat în primire. Pentru că ce se întâmplă? Taina disciplinară rămâne totuși a bisericii. Taina disciplinară rămâne în cele 7 taine. De-aia spune că mulți vor fi scoși în întunericul din afară, deci iată iarăși iadul în amintirea omului, unde va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și de ce va fi plângerea și scrâșnirea dinților? Dumnezeu e atât de bun și a spus în două evanghelii și cu asta închei, zice, n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. N-am venit să pierd lumea, ci să o câștig. N-am venit pentru, zice, cei drepți, ci pentru cei păcătoși. Și în final îi spune Tatălui, adresându-se prin Evanghelistul Ioan, mai am și alte oi ce nu-s din staulul acesta și pe ele vreau să le aduc în staulul meu. Și atunci, zice, oile mele cunosc glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele mă cunosc pe mine și ele merg unde-i pășunea bună și cine va intra prin mine va ieși la pășunea cea duhovnicească și așa mai departe. Și viu va fi și la judecată, nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Deci iată ce frumos și prompt Mântuitorul se afișează în Evanghelia de astăzi pentru noi oamenii și ce frumos ne învață. Deci ce clar ne spune, știu că nu poți bate metanii de ajunse, știu că nu poți posti cât trebuie, știu că nu te poți ruga cât trebuie, știu că n-ai timp de cele duhovnicești, dar fă-ți din multul ăla de muncă cu care te chinui zilnic puținul ăla de timp pentru mine. Că de-i vei aloca lui puțin, vedeți înțelepciune duhovnicească. Avram, după ce a venit Sfânta Treime la el la masă, și-a permis să-și lase slugile, să-și lase casele și averile și să se ducă cu cei trei tineri în Sodoma și Gomora. S-a rupt o clipă de direcțiune, de ministeriat, de președinție și de toate care le aveam primire. Hai, hai cu Sfânta Treime. Și s-a dus acolo. Ce nu știa Dumnezeu unei Sodoma și Gomora? A vrut să-l vadă pe Avram câte de lipit de cele pământești. Și când i-a văzut încercarea și dragostea, i-a dat două mari puteri. I-a dat puterea să-și jertfească pe unicul său fiu. Și în clipa când să-l junghe, Dumnezeu a spus, acum sunt convins că tu în mine crezi și mă iubești, ceea ce noi n-am face, n-am, ia spune unei mame, omul, bine, dar asta e deja o nebunie în ortodoxie, dar spun, ia spune unei mame, nu altceva, lasă-ți copilul la mănăstire, dar ce-am înnebunit? Trecem mai departe, la altă ipostase.
Și văzându-i Sfânta Treime, dragostea lui Avram și dezlipirea de sine și dragostea de oameni, i-a dat dreptul să permită o mică negociere pentru iertarea Sodomei și Gomorei. Doamne, am o întrebare la tine. Dacă vor fi 50 de drept sau 10 drept sau 20, știți povestea, nu o înșurăm prea mult, hai să-i mântuiești Avram. Sincer îți spun ție, nici pentru 5 drept n-am să pierd cetatea, că știa Mântuitorul că nici 10 nu sunt. Și i-a dat îngăduință lui Avram să arate cât de mult iubește el. Dacă într-un sat sunt 5 credincioși sau 10, acolo nu o să bată nici piatra, nici grindina, nici focul, nici foamea, nici setea, nici nimic. Dar dacă nu să aia, înseamnă că trebuie să distrugem locul. Și în răsăritul soarelui a venit cu foc și îngerii îl scoteau pe Lot și îl duceau în muntele Soar, iar Sodoma și Gomora s-a transformat într-o mare moarte în care nu trăiește nicio vietate de putoarea păcatului. Deci iată ce s-a întâmplat pe aici și pe pretutindeni unde Dumnezeu este uitat de oameni. Deci, în final, cu lucrul ăsta să mergem în suflet. Ori de câte ori aveți o greutate, sau o supărare, sau un necaz, sau o cerință, sau o rugăminte, și veniți cu ea prin pomelnic la biserică, sau lui Dumnezeu prin rugăciune acasă, să aveți în minte această frază, nu-i grea? Să-ți fie ție după credința ta. Să aveți în minte treaba asta. Exact așa i-a spus sutașului. Du-te, fie ție după cum ai crezut. Fiecare în inima voastră să vă faceți procesul conștiinței și să vedeți cât ați crezut și cât v-a dat Dumnezeu. Și dacă vi se pare că ați crezut mai mult și ați primit mai puțin, veniți, îl rugăm pe Dumnezeu și vă restituie partea cu care a fost nedrept. Dar nu cred asta. Mă tem că fiecare în sinea noastră vom vedea că nu vrem să dăm nimic și vrem să luăm totul. Amin. Amin.